Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă aveți ceva mașină, dubă, autobuz, tractor vechi, de care nu știți cum să scăpați, Toyotica Lilia Chie, nu te rog, nu mi-a cu tractoare și... bicicletă strâmbă, nu știu ceva, vedeți la STB, Societatea de Transport București, că ia rable pe bani foarte buni. Doamna este reprezentanta direcției STB, umblă pe străzi și caută să cumpere lucruri de genul ăsta. Recent, publicația G4 Media a scris despre o cumpărătură scandaloasă, scandaloasă, făcută de STB, care a dat 428.000 de euro, bani publici, evident, pe 6 autobuze cu etaj, la mâna a doua, de 11 ani vechime, cumpărate de la niște samsari din Harghita. Mă, știi că le-am văzut acum vreo câteva săptămâni, undeva, eram prin Băneasa, cred. Da. Au trecut așa unul după altul, eu am crezut că sunt alea vechi. Uh-huh. Păi vechi sunt. Păi nu, cele care au fost în București și care erau branduite cu București, alea nu știu ce. Turul Bucureștiului. Turul Bucureștiului, de da. Duceți, alate mie mi s-a părut, da, mie mi s-a părut că sunt o filită rău. Da. Adică cele care au fost arătau binișor. Mă, mergeau singure? Nu erau remorcate. Mergeau singure, da. Adică aveau propriul șofer. Nu știu dacă era un manechin pe poze de șofer. Da. Nu, funcționau. Dar păreau foarte obosite așa, nu știu. Păi sunt. Deci, sunt cumpărate, cum am spus, de la niște domni din Harghita. E o firmă de-asta care, mă rog, se ocupă, firma respectivă se ocupă, de fapt, cu prelucrarea pietrei. Ia asta face, dar printre așchii a găsit autobuzele astea care, ce să vezi, coincidența naibii, erau exact ca cele 6 autobuze supraetajate aflate la vânzare pe un site auto de anunțuri, dar cu 24.000 de euro bucata, de 3 ori mai puțin decât prețul plătit acum de STB. Aha. G4 a găsit captură, a făcut captură de ecran, era anunțul pe un site de ăsta online. Deci 24.000 bucata. Adică cât o Dacia Duster? Nouă, da. Da. Păi, mă, mi-au autobuz când schimb mașina. Vezi? Serios. Bravo. Bă, bune. Imediat te repede. Da, fac ride sharing cu el. Eu mai mulți așa colegi. Așa cred că a făcut și directorul STP, știi? Da, da, da. Da, a zis, ce? De ce putem să luăm de 24 de... Dacia Duster, bă, sau autobuz la mâna a doua. Bă, autobuz. Și etajat autobuz. Câte au? 6. Aia cu piatra și la rândul lor, vremuri grele. Mm. Da. Că na. Uh-huh. Și cineva ne-a dat la schimb, băi, pentru piatra aia, dar am luat-o anul trecut, n-avem bani, dacă vreți niște autobuze second hand. Nu mai face speculații. Eu nu cred că așa au făcut. Cred că au făcut totul altfel. Pentru că s-a făcut recepția la aceste obiecte cumpărate, că nu, nici nu le-aș spune mașini, autobuze. Sunt niște obiecte. S-au găsit lipsuri. Îmi place formularea asta. S-a găsit lipsă. S-a găsit lipsă așa, citez din procesul verbal. Lipsă aparate de aer condiționat. Încălzire nefuncțională, geamuri fisurate sau lipsă, uși care nu se închid, anvelope neconforme, elemente care necesită să fie revopsite, lipsă stingătoare, lipsă dispozitive cuplare pentru remorcare, linoleum rupt, acoperiș retractabil în stare deplorabilă, etc., etc. La etc. asta aș fi curios să văd și detalii. Ți-am zis că arăta obosită rău, da. Și l-am văzut așa în trecere, exact. Gen câteva secunde, au trecut unul după altul. Da, bă, deci niște rable. Astea sunt doar câteva dintre defecțiunile constatate de membrii Comisiei de Recepție, potrivit documentației obținute de G4 Media. Și, de asemenea, asta e bună. Aceiași membri ai Comisiei de Recepție STB consemnează la rubrica Observații că 2 dintre cele 6 autobuze nu au carte de identitate a vehiculului. Ma. Și nici inspecția tehnică periodică făcută, ITP. Uh-huh. 428.000 de euro, mă băiete. Cum să... Că vin cu o mașină tu fără civ, astea? Încearcă să mergi tu cu o mașină, să te oprească poliția pe, da, prin București și să n-ai ITP-ul și nici cartea, nu, de identitate a mașinii, să n-ai nimic. Bun, îți ia talonul, nu asta, bun, dar nu asta e problema. Problema e, băi, cum poți să cumperi așa ceva? Instituție publică, din bani publici. Cumpărăm 6 rable, care vorba erau pe un site, nu? Nici n-au, 2 n-au carte de identitate. E primul lucru pe care... Câte... Iartă-mă, nu cred că mai e nimeni atât de naiv în țara asta încât să cumpere o mașină de orice fel, fără să întrebe primul lucru. Carte de identitate a vehiculului aveți? Am, dacă nu, prieten. Ai tu un prieten care a cumpărat fără? Da. Tu ai diversi prieteni. Da. A luat-o de pe un site de licitații din Olanda, a găsit el un Mercedes, nu știu ce, n-avea niciun act, dar așa, era extrem de ieftin și a zis că era așa de ieftin că n-a putut să se abțină, l-a cumpărat. A zis că vede el cum îi face. Și ce a făcut? Nu i-a făcut. E... Îl ține, nu? Dă la fiare, vei. Da. Auzi? N-a reușit. Nu poți să-l dea la STB? Să-l dea, mă, să sune la STB. Corect.
mă. Da, bun, ăla a cumpărat, el a cumpărat pe banii lui. Da, mă, evident. Și măcar a cumpărat ieftin. Dar este că nu există nimeni. Există. Pe... Da, există, da. Plin de nărozi. Da. Dar cum s-o fi ajuns, mă, ca STB să dea bani? Tu crezi că asta e nerozie? Nerozie e o scuză în cazul ăsta, Luca. Nu, în cazul prietenului, eu aici... E o scuză. Ăștia la stat nu este scuză. Vorba. Dar nu este vorba de nerozie, cu siguranță nu e vorba de nerozie. Că te întrebi, cum s-o fi ajuns ca STB, Societatea de Transport București, să dea bani, mult, aproape jumătate de milion de euro, trebuie să te gândești ca să le pună în circulație cât de cât trebuie să înceapă să le repare, nu? Mm-hmm. Deci să dea bani pe fiarele astea vechi, unei firme din Harghita, de trei ori mai mult decât erau la vânzare în online, pe site. O firmă care n-are nicio treabă cu domeniul auto, ci, ca să citesc din nou, se ocupă cu extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcție, extracția pietrei calcaroase, a gipsului, a cretei și ardeziei. Cum să-i dai bani? Cine sunt oamenii? Unii fac cretă. Au niște autobuze double-decker de vânt. Hai să le luăm. Încă un citat din ancheta G4 Media. Întâmplarea face ca directorul STB să-și construiască o pensiune turistică în județul Harghita, a declarat pentru G4 Media, sub protecția anonimatului un angajat STB. Tare. Mă, cum vin de se leagă unele lucruri. Nu mai există DNA? Mai există DNA? Mai știți ceva? N-am mai auzit nimic, nu știu. Aha. Bun, eu, poate mai există, așa cred. Nu știu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.